Clubul sportiv Universitatea este un club de suflet pentru mine și îl reprezint cu mândrie oriunde merg. Am un colectiv foarte unit, am foarte buni prieteni cu care am început să mă împrietenesc de când sunt la Clubul Sportiv Universitatea. Galeria la fotbal pentru mine este una de suflet, am mulți prieteni și mă bucur că fac parte din acest club. Cel mai greu mi-a fost la campionatul european. Una dintre competițiile care pe mine m-a atins foarte mult. Am lucrat 3 ani ca să obțin o medalie acolo, împreună cu staful tehnic de la judo. Desigur, m-au susținut foarte mult și părinții și antrenorii. Mereu am lucrat. Primul an, n-am putut deloc să merg la campionatul european. În al doilea an am început să mișc cât de cât, dar la europene, din păcate, nu s-a întâmplat să fie un rezultat pozitiv. Iar în ultimul meu an am tras din greu, am amplificat munca și știam că am și o calificare pentru Jocurile Olimpice de tineret și aveam foarte mare concurență în țară, da, cu care mă confruntam în fiecare zi. Și știam că trebuie să mă depășesc pe mine în fiecare zi. Așa că am ajuns la campionatul european după o muncă titanică cu cei din staful de la Cluj, de la Universitatea. Și am reușit. Am obținut medalia de bronz. Se putea și mai bine. Și următoarea zi am obținut medalia de bronz și la campionatul european pe echipe, cu echipa României. Prima dată în istoria României. Și așa am obținut calificarea pentru Jocurile Olimpice de tineret. Iar Jocurile Olimpice de tineret, toată lumea spune că nu a fost o competiție foarte tare, dar a fost. Și nu a fost doar competiția în sine grea, a fost și calificarea. Și cu asta valorific medalia de la Jocurile Olimpice de tineret.